Noul plus disponibil chiar acum pe primul link din descriere. Vi s-a întâmplat să vreți să mergeți undeva după școală cu prietenii, dar părinții voștri stric să nu vă lase? Ei bine, ați vedea viața acestui băiat care vrea să strecoare din casă, noaptea târziu după școală, să iasă cu prietenii lui, dar părinții nu-l lasă pentru că are părinți foarte strict. Treaba e destul de simplă, aceasta este casa în care locuiesc eu, da, știu că este casă mare, dar nu vă bucurați încă că am eu casă mare, pentru că cei mai stricți părinți din lume nu mă lasă să mă duc nicăieri, nici să stau la calculator noaptea, în momentul de față este 9 seara. Vine tata! Vine tata cu burtoiul, uite-l! Mamă, ce burtoi ai, tati! Bine, sunt mort, dacă mă prinde tata, nu cred că mai respir. Uite-l acolo pe tata. Tată, și desigur nu uitați să apăsați pe butonul de like chiar acum, repede până nu vine tata, repede like, vedeți dacă funcționează. Pentru că unora nu ne mai merge butonul de like, pentru că am văzut că nu mai facem like-uri, deci nu mai merge butonul de like. Spuneți-mi dacă vouă merge, să mergem tiptil. Să mergem la tata, să dăm cu ușa în față să-i cadă cheia. Să ne strecurăm afară din casă, să ieșim cu prietenii, ăsta sunt eu. Mașinuță! Ok, cum putem să-l ademenim pe tata? El pe tata acolo. Să-i dau cu ușa în față, asta trebuie, ok. Punem... BOOM! N-am reușit! Aaaa! Ascunde-te! Oh, unde s-a dus copilul meu? Unde-i fiul meu? Ok, cheia, am văzut-o cum a căzut. Cheia a căzut acolo, pune, uite acolo cheia. Ok, tata, n-au să cheia căzut cheia din buzunar. Ok, o să e greu, mama mea drăguță doarme. Da, mama nu pare așa strictă, dar tata este cel mai strict din lume. Ne strecurăm tiptil. Luăm cheia. Bine, m-a scus sub pat. Oh, uite-l! Tată, ai burtoi, vezi că este din burtică, din bluză, doamne. Pleacă, tata, te stânga, ok. Ce aproape a fost asta. E șansa mea, s-a dus într-o cameră, unde s-a dus, mă? S-a dus în subsol. E șansa mea să plec, cel mai malefic. Cuțu! Ok, mă iubește cuțu. Salut, cuțu, cuțu. Cuțu, mi-ai ruinat viața. Vine. Vine tancul, auză cum se aude. Mamă! S-a culcat cuțu. Deci a lătrat cuțu drăguț, nu-i vina lui, dar a-l tras și a venit tata. Oh my god. Stai cu minte. Șezi. Ok, cred că pot să-i dau mingea. Ia o minge. Oh my god. Du-te la minge. Mami, uite acolo. Eu trebuie să mă duc. Unde-s, mă, din casa asta de bogați? În dreapta, am ratat șansa. Ok, mami, du-te. Mama mea dragă, văd că urcă. Cuțu! Ți dracă cu minge, ok. Nu coboră scara, mamă. De ce coboară scara? Oh my god. Nu lătra. Ok. Du-te joacă-te cu mingea, cuțuleache. Cuțu. Oh my god, sunt mort. Sunt blocat în casă! Am făcut rost de cheie, nu lătra, că-mi ruinez viața, mai deaptă prietenii. Oh my god, sunt atât de mort. Ok, deschide. Tata strict, mamă ce bătaie mi-au acasă, deci am toate emoțiile din lume. Am auzit la club petrecere, prieteni. Nivelul numărul 2 în care sunt blocat în camera mea încuiat. Credeți că pot să ies? Haide că nu pasi atât de greu, corect? Asta sunt eu, casa mea. În camera mea, părinți, mama doarme, mama mereu doarme, tata e cel mai rău, cred, ok. Cum evadez eu din camera mea să plec? Și unde e cheia? Că la tata nu este cheia, deci la tata nu vă cheia, nu vă la el. Unde poate să fie cheia? Adică eu trebuie să o caut, dar nu știu exact pe unde, ok. Hai să vedem, noi uităm ce ai putem să găsim să ne ajute să scăpăm. Trebuie să avem... Mama s-a trezit! Oh my god, s-a trezit mămicuța. Mami, dă-mi mămică, faci de mâncare, mămică? Cum face de mâncare? Unde-i cheia? O fi la camera de gaming de aici de jos? Am luat popcorn. Cu popcorn nu știu dacă o să mă aștept la ceva. Am o idee. Aolo, vin amândoi părinții. Nu. Nu. Oh my god. M-am ascuns să cadă. Niște că vine mama. Oh my god. A venit mămicuța. Uite cheia. Cheia! Oare mama? Ok, bine că am aflat. Mami. Ok. Cum fac eu să-i despart că sunt amândoi? Cred că mă ascund la ei în pat. Nu cred că pot, nu? Am un plan, dar nu promit că o să funcționeze, pentru că ei stau împreună, ne despărțiți. Oh! Nu, n-a mers! Ia, am oprit-o pe mama. Nu i-a căzut cheia! Nu i-a căzut cheia! Nu! A
Am observat ceva destul de ciudat. De ce peretele acesta este spart? What? Pot chiar să-l spart să evadez pe aici cum ar fi. Ok, cred că-mi trebuie un ciocan sau ceva să pot să evadez pe aici, fără să mai fac rost de chei. Ok, ne trebuie neapărat un ciocan. Tata, dacă vii la etaj. Oh my god, sunt mort. Nu intra în camera mea, tată. Nu intra în camera mea, sunt inofensiv, te implor. Uite-l. Mă fix după ușe. Pleacă, bravo. Ok, părinți nebun. Unde găsesc eu un ciocan? Cred că un ciocan găsesc la subsol 100%. Dar cum trec eu de părinții mei strict și răi? Poate găsim aici la copil. Dar nu, că la copil n-am cum să găsesc eu un ciocan. Găsit o cheie? Cheia de la subsol, cât noroc pe capul meu. Ok, și părinții mei au plecat stricți. Mamă, ce strict sunt. Ok, deschidem ușa aici la subsol. Da, deschid. Aba, de ce nu merge? Gata. Și ne ducem în subsol. Mamă, subsol! Ok, unde găsesc eu? Am luat o scară. Unde găsesc eu un ciocan? Ciocan în camera de gaming, n-are cum. Oh my god, părinții sus. Cred că în dreapta găsesc 100%. În dreapta găsesc un ciocan 100%. Dă-mă scara! Vreau scara. Scara nu știu la ce pot să folosesc, dar sigur are planul. Ok, un ciocan vă rog, domnilor. Oh, ce găsim aici? Haine. Am vrut să opresc curentul. Voi vedea și a părinților? Da, eu nu văd nimic. Am pornit curentul. Ok. Nu! Vine tata după mine să mă urecheze! Mă face zop! M-am ascuns. Oh my god, deci îmi luam o bătaie, dar nu știe nimeni de bătaia aia. Oare cred că ciocanul... Sau poate pot să folosesc lopata? Nu pot să folosesc lopata, poate e un plan bun. Vedem ce au părinții aici în dulap, poate le luăm hainele. Și am luat nimic. Vine mama. Ok, oare pot să dau cu lopata? Să sparg aici? Tip-til? Pot! Oh my god, sparg! Stai bă, că mică peretele! Și acum trebuie o scară pe care am luat-o deja, uite-o. Scara! Yay! Sunt un maestru scăpare! Let's go! Și acum mă duc pe scară și ar trebui să fie foarte easy, corect? Valeleu! Oh my god! Oh my god, ce caută mama în garaj? Ce caută mama mea drăguță în garaj? Up! Nu? Mai încoace? Yay! Pa-pa-ra-pa-pa! Sunt liber! Pa-pa-ra-pa-pa, părinților! Bine, încă o modalitate bună de a scăpa! Următoarea cale de scăpare e să sparg un geam și să-i badăm pe geam. Mama, asta o să fie periculos! Salutare! Dormeam și eu, mămicuță! Oh, mama e la ușă! Olu! Dacă te rog să nu fac gălăgie... Ok, dacă este acum o idee proastă, că n-am unde să mă ascund. Deci în camera mea nu pot să mă ascund sub pat. Deci trebuie să plece mama mea. S-a dus. Mami, du-te acasă, mami. Ok, ce puteți să găsiți spargi în geamul ăsta? Te spargi geamul, să sar pe geam. Oh my god, oh my god. Mamă, la limită, mamă, dar n-ai ce să faci 12 noaptea. Culcă-te, mamă, că eu dorm. Dorm dus, uite. Am vrut să o fraierez, cred că dacă a plecat. Doamne, uite-o. Mami, te rog, pleacă. Oh, ok, ieșa. Sosim, ok, geamul acesta. Logic. Doamne, m-a prins, m-a urecheat, m-a dat o ureche, m-a bătut și m-a aruncat în tomberon. Mama doarme, dar asta e mai ușor, deci mama doarme. Tata-i trease, primă prin casă. Cu burta în sus, burtosul tata. De tati. Bă, ce-am găsit? Ginge de tenis, e bună pentru câine dacă la demenim. Oh. Nu, mamă, de ce te-ai trezit tu? Ok, ușor. Noi uităm în dulapul mamei și al tatălui. Să vedem ce găsim aici, sigur găsim ceva bun, nu? Te rog. Ah, n-am găsit absolut nimic. Ok, o luăm ușor. Aici pot să mă ascund repede în patul bebelușului. Aici chiar nu o să mă găsesc niciodată. Tata e la subsol, mama e la etajul 1. Am găsit ok, e mașină. Ăsta e geamul pe care pot să-l sparg, oare? Pot să mă ascund sub canapea. Aici avem un birou unde lucrează tata. Au venit. Părinții strix, uite-l. Tata, nu-s aici, pleacă mai la stânga. Du-te la stânga, tată. La stânga, du-te. Oh my god, a plecat. Șansa mea. Sunt mort. No. Coțu! Du-te la minge. Sunt mort. Sunt cel mai mort din România. Și bătut și pedepsit și aruncat la gunoi și abandonat și toate cele. Mamă, ce aproape era, văleleu. Bună, mamă, ce faci? Ok, cred că a plecat. Trebuie să auzim ușa. Ok, a plecat. Bun, intră la mașină. Oh my god. Mă, asta nu-i sunetul din alt joc? Ce joc e ăsta, că nu mai vine acum? Ăsta e un sunet. Sunt mort.
Ăsta e un soi dintr-un joc, dar nu știu exact care. Se dă de mâncare la cățeluși. Salut, cuțu! Ia mâncărică, ia! Ia mâncărică acolo și mănâncă! Mănâncă mâncărică! Sunt mort! O să vină mama cu o să latre! Am găsit o cheie! Bă! Oh my god! Cum se au pași și îmi stă inima în loc! Mă simt ca și cum sunt mic la două noapte de calculator și au pași de aia taro de tot gen. Vine moartea după mine, uită-l! Tati, salut! Oh my god, ea impresia că dorm, dar eu mă ascund sub canapea fix la picioarele lor! Doamne, ce grea e viața cu părinți stricți! V-ați pățit? Ok, cred că pot să plec. Tată, tăticuțu, tati! Sunt mort. Ha, mă, câine drăguț, lasă-mă! Băleleu! Mă ascund, spate. Am găsit cheia de la subsol și acum s-ar putea să fie tot în favoarea noastră. Oh my god, la subsol ușor. Sper că tata nu e la subsol, nu, tata e la mașină, se uită la mașina lui scumpă. Da, e tata, se uită la mașină. Intrăm la subsol. Vedem dacă putem să găsim un item bun. Poate la o pată azi dăm cu ea în geam, e o idee bună. Oh my god, sunt mort? Nu, viața mea, nu. Viața mea! Oh my god. Oh my god. A plecat mașina! Am scăpat la limită! Poți să dau cu lopata în geam? Da, pot să dau. Sparg geamul! Aaaa! A venit mama! Doamne, cum s-a auzit! Pe unde toată casa? Voi sunteți normali? Păreți să-l plecați, vă rog, eu dorm în camera mea. Ce l-a dat cu piatră în geam? Ce l-a dat cu piatră în geam? Colegul de la clasă? Oh my god. Andrei de la 8D cred că a dat, sunt 100% sigur. Oh. Ok, mai dăm o lopată. BUM! Băleleu! Vine moartea, vin toți! Cum se upa și mie stă inima loc când au pașii aia. Mamă, și nici n-a făcut tema, vă dați seama de dacă mă prinde. Ia arată-mă tu tema dacă ești la ora asta, așa o să-mi zică. Este liber, pot să plec. Este liber, mama e la baie. Păi și cum stai eu mă pe geam, că o să rup picioare. Ok, trebuie să iau scara. Scara. Tata e la subsol. Asta e o problemă gravă, că tata e la subsol. Unde mă ascund eu? Sunt mort. Sunt cel mai mort copil din lume. Oh my god, am scăpat, vai, la limită. Au plecat părinții, au plecat. Mama se duce jos, mama se duce la subsol, tata. Ok, e șansa mea de copil, ați vrea stâmpărat. Ok, mă duc la subsol. Iau scara, uite scara aici și mă arunc de la balcon. Sper să funcționeze, dar nu cred că scara, nu. Îmi trebuie o sfoară, cred eu, nu? Ar trebui să-mi trească o sfoară. Oh my god, cum s-a auzit. Vai de noi, sau poate o pernă? Ia să încerc să iau perna, dar nu pot să iau perna, e prea mare. Ok, mama e la etaj, tata e la etaj, tot stă la geamul spart. 100% îmi trebuie o funie și nu-mi trebuie mie doar o scară. Dar încercăm cu scara, poate funcționează. Mama, tata e încă în camera aia. Dacă vine cu așa, sunt mort. Nu? Nu, vine cu a. Sunt mort. Sunt prins și luat de ureche. Ok, l-am ademenit cu mașina. Sunt mort, mă ascund aici, în spatele la pernă. Vine tata, vine. Vine tătuțu. M-am ascuns. Nu vorbi, nu scoate niciun zgomot, nu respira. Oh my god. Tată, ce mă tu, bârtică? Gâti, la bârtica, gâti. L-am gâtit la și a plecat, ok. Trebuie să ies din subsol fără să fiu prins, e foarte greu. Mai avem foarte puțin timp și ce mai pe trecerea. Ok, tata s-a dus la etaj. Te rog, tată, pleacă. Mama și tata s-a dus sus, e bine, stânga. Bravo! În camera lui Bebe mergeți. Alu Bebe. Bravo vouă, părinții mei, bravo. Și pot să arunc cu scara de la etaj? Nu, că o să cad. Ba da, a mers scara. What? Sunt în pădure afară, uite-mă. Sunt afară. Yeah! A scăpat copilul mecheros. Da. O altă modalitate amuzantă de a scăpa este să pun mâncarea de cățeluș pe mama și cățelușul sară pe mama și o să scapă. Ar fi o idee bună asta, să o stea cheia. Mama doarme, nu trebuie neapărat mama, cred că merge și cu tata, doar cineva care să aibă cheia, cred. Oh, am luat un șampon. Cu șamponul ce aș putea să fac? Văleleu! Păi scadă tata în cap! Nu! A luat-o la vale, mama! Ui-ui! Doamne! Ce amuzant e șamponul, cred că e cel mai amuzant item. O rățușcă. Rățușcă ce o să facă, oare pentru cățel? Ok, mai avem încă șampon. O luăm la vale aici. Ui-ui! Ne ducem la vale, tată! O să pun șampon. Oh my god. No. M-a văzut. Unde sunt ascunse recompensele de cățel? Dormam amândoi! Ăsta e moment rar. Ăsta este moment foarte rar. Ok. Tip-til. Toată casea mea pentru câteva minute. Până când se trezește un părinte. Câinele doar... No.
Am luat cheia, de la subsol, asta e foarte bine. Te-ai găsit mâncarea de câini. Trițurile care cred că sunt la câini acolo. S-au trist amândoi părinții stricți. Du-te, băi, cât ghinion. Ok, mamă. Coboară, coboară, mamă, coboară. Jos, jos pe scară. Bravo. Tată, coboară. Tată. M-am ascuns. Oh my god. Vine tătistruțul meu. Tătistruțule. Ok. Cred că e drum undă liberă să plec. Trebuie să o ademenesc cumva pe mama. Sunt mort. Și ai mor copil. Lua de ureche. Pedepsit. Mamă, te rog să te duci în stânga. Du-te la tata sus că te cheamă. Mami, te-a chemat tati. Vreau să zică ceva. Sunt mort. Oh my god, ce greu e cu părinții strigi care tot verifică ei. Dar vă plictisiți la culcare părinților. No, mamă, uite și tu cum se sincronizează ca să mă prindă. Nu am nicio șansă să plec. Mamă, te rog, pleacă de acolo, te-n jos, te rog, nu te-n jos pe scară. Bravo. Și acum văd dreapta. Dreapta. No, ce viață crudă, acum vine tata. Deci nu pot să plec de aici. Mă țin părinții ostatic. Bun. Mama a plecat. A plecat mama. Oh my god. Mama, te rog eu să pleci de aici. Te rog eu mult din inimă. Ok. Nu vine cu acei bine. Mama, te rog, pleacă în camera din dreapta. Ok. Te rog, fă dreapta. Mama, tu zbai joc de viața mea, de bebeu. Bum. Am scoat. Ia că s-au întâlnit părinții. Ba ba bu, ba ba bu. Așa vorbesc între ei. Ba ba bu, ba ba bu. Unde e fiul nostru? Oh my god. E șansa mea. Acum o să scap. Uite. Mă, dar mama ce are? Ce are mama? Vreau să știu. Nu fă... Mălin! Băi, sunt mort. Fuga repede, nu mai stau la discuții. Părinții dorm în stânga. Tip-til, dar în același timp fuga. Am luat mașina. Să pot să îi distrag. Du-te! Oh my god. Unde e cățelul? Cățelul. Dogo! Uite-l! Te iubesc mult, cățelușul meu. Vin părinții. Vin stricții mei, dragi. Ok. E mâncarea de cățeluși. Du-te mașină. Mă sar mașina. Du-te cuțu, drăguț. Unde e mâncarea? Aoleu! Vin belelele. Uite. Ai, ai, ai. Am scăpat. Aoleu. Plecați, vă rog. Tata are cheia. Deci trebuie să arunc câinile pe tata. Cum fac eu să-i strecur mâncarea câinului la el în buzunar? Sau la el în burtă, ha? Ok, a plecat. O plecat părinții. Aici asigură mâncarea de câini, te rog. Ești, te rog, man, te rog. Ok, ok, am găsit o cheie de la baie. De unde e baia de încuiată? Știu că e o baie undeva și e încuiată, dar nu știu exact unde. Cățelușule, te rog, nu lătra, te rog. Da! Mi-ai ruinat viața! Bum! Ai, 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 mi-a ruinat câinile viața. Deci câinile a tușit, era să zic, a lătrat și mi-a ruinat viața pe veci. Așa ceva nu vezi decât în desene. Hai, te rog, pleacă, tată! Bă, tată! Sunt mort. Serios. Ha, mai avem multe modalități, dacă nu să le vedeți și pe restul, apăsați pe butonul de like și vom continua cu celelalte variante.